Te sună acum o doamnă și zice, bună, dacă vă trimit acum o poză, o puteți printa de pe mail? Da. Și pot să vin după aia? Da, vă anunțăm când e gata. Păi e o poză de 3x4, am nevoie. Ok, în cam vreo oră. Nu se poate mai repede. Da, bine, se poate mai repede. Și acum face Diana proiectul, că e poză din aia de buletin, știi, în care vine tic, 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 o grămadă. Și așteptăm din minut în minut să vină doamna după o poză de 3x4. Bineînțeles, o să fie mai multe, că n-am printat de pe 10x15 și nu o să-i dăm numai atâta și cu restul ce facem. Buletinie cu identitatea ei? E o idee. Și după aia trebuie să facem niște autocolante pentru dube. Rămânem iarăși fără tricouri, adică mai avem pentru băieți. M de băieți care trec cel mai așa capita caldă, mai avem 1, 2, mai avem 6 tricouri M de băieți. V-a plăcut promoția? Și na, trebuie să vină, am comandat deja haine, că trebuie să renoim stocul acolo, că iarăși se termină. Ceea ce e super bine. PP600? Da, PP600. PP600. Printează PP600. V-am zis că imprimantele nu trebuie să știe cât te grăbești. Niciodată, dar absolut niciodată imprimanta nu trebuie să știe cât te grăbești. Astăzi stau tot weekendul aici. Deci sunt extra presate. Numai bine. Nu știu de ce, dar tot timpul albumele astea cu copertă de piele mi se par mult, mult, mult mai elegante și mai simpatice decât cele cu copertă printată. Alea sunt faine, fel au farmecul lor, nu zic nu, dar astea mi se par așa de elegante și evident mult mai durabile în timp. Dar gustul nu se discută. Ceea ce e bine. Cât ai ieșit? 9. Și ultima, până ce ne tai pastia. Știți că Diana au printat vineri thank you cardurile alea și azi e luni. Păi am fost ocupați numai când am lucrat. Celălalt domeniu. Nu, ce cute. Așa? Deci acolo sunt pozele de buletin, thank you card, sticker. Nice. Sticărele astea pentru dubă trebuie să fie făcute din două culori. Una negru și una roșu, ăsta atât de fain. E un roșu, nu știu, zici că e satinat. Foarte mișto. Și vine răspuse pe dubă, după cum ziceam. Astea sunt pregătite pentru dubă, doar că dubă vine doar miercuri. Așa că le lăsăm în pace, o să le uituim miercuri și le lăsăm în pace, că e mult mai ok dacă le uituim atunci când o să le folosim. Până atunci trebuie să facem niște etichete. Așa că întâi trebuie printate și folosim pe 600-ul. Unde ai fost? Am dat o tură prin. Și telefonul meu sună. La personalizat, da, și urmează să le personalizăm un pic mai târziu în cursul zilei de azi. Ne-ați mai văzut personalizându-le, mă rog, nu pe astea, fix pe astea, pe altele, v-ați dat voi seama, corect? Așa, pe spate o să vină cu serviciul de ambulanță Orgamed și pe față, de data asta, o să fie și pe față, stânga și dreapta, nume și ambulanță. Unboxing time! Vai, tanti, dar ce cutie mare ai! Da, it's a big, big box. Cutter, please. Unboxing. Nii de capul meu cât te punge. Cât te punge ai comandat? Nu știu. Multe. Jesus Christ. Da, am comandat data asta un pic mai mari. Nici ori de asta, mă rog. Comandat un pic mai mari. Că nu aveau mici. Mă rog, îți la aceeași lățime, doar îți ceva mai lungi. A, lejer. Ca tricourile, mai bine în ele. Da, corect. Corect, exact. Vezi, nici nu m-am gândit la asta. Mă, ce minte ai.
așa. Unde le pun acum? Ca astea încăpeau aici perfect, dar așa, astea cum sunt așa de lungi. E, încăpeau perfect. Da, perfect, foarte perfect încăpeau aici. Da. Da, și mai perfect. Așa, asta e o mărime și ajungem imediat și la altă mărime. Masă. Și că asta e o mărime, de parcă ai terminat cu el. Da, pe am zis că ajungem imediat și, și la altă mărime. 8 hours later. Oh boy. Băi, cred că din astea am comandat vreo 200. Sau 150. Ce drept dimensiunea aia folosim cam la toate, la tricouri, la poze, la general use. Aia e cea mai mare, cea mai utilizată dimensiune de pungi pentru noi. Da, bun, s-a umplut. Și văd că le împinge. Da, nu-i pun locul ăla. Nu pentru toate. Care vreți pungi? Că cred că le punem la vânzare, așa, la vrac, să-mi bag piciorul, la kill. Comandați tricouri, vă rog frumos, că vreau să scăpăm de pungi. Da. Ne-am ocupat tot aici, numai cu pungi. Da. Așa, și astea sunt aproape gata printate, aproape gata de printat, adică astea, zice etichete super cute, trebuie să le înfoliem ca să fie very nice și mâine e de făcut, trebuie să facem și un album. Și trebuie să infoliem coperta, așa că o să le facem mâine pe toate. Să încălzim laminatorul, că durează o vreme. Și le punem așa. Da. Ca să irosim cât mai puțină folie. Păi oricum mai irosim, dar merge mai fin. Să mai puțină. Merge mai fină. A, nu, da, într-adevăr că se salvează pe lungime, ai dreptate. Da. Da, nice, very good. Dacă tot ne-au intrat niște comenzi astăzi, ar cam fi cazul să le tai și pe astea. Da? Da? Da. Și-s gata și a ieșit super faine. Mai faine ca data trecută, că le-am mai tăiat și pe aici. Am uitat să scot bannerul cu promoția la tricouri, cel cu discount de 20%, pentru că a trecut. A fost doar până ieri, până duminică, promoția asta, așa că acum am făcut altceva. Să înlocuiesc bannerul ăsta cu bannerul ăsta. Pentru că de curând am adăugat și pagina cu invitații de nuntă și deși nu sunt foarte multe produse acum acolo, vreau să începem să le promovăm. Așa, încet, încet, pas cu pas, frumușele și elegant. Și o să pun bannerul ăsta, o să fac legătura înspre pagina de invitație, acum că deocamdată este legătura către pagina spre tricouri, bineînțeles. Și o să mai adaug produse în pagina de invitație, pentru că am pozele vechi, să zic așa, pe pagina de Facebook. Așa că o să le discarg de acolo, știi, așa mai ciobăneală, că nu mai am, nu știu unde sunt pozele pe care le-am făcut când le-am uploadat pe Facebook. Și acum, până ce o să mai vină alte comenzi cu noi modele și așa mai departe, să ne scurcăm cu alea. Pentru că oricum, bă, cum vă ziceam, sunt orientative doar pozele alea, pentru că noi facem totul custom. Cred că o să băgăm în următoare, nu știu, poate pe săptămâna viitoare, ceva promoție la albume. Dacă voi sunteți fotograf de eveniment și ați vrea, nu știu, ați vrea albume la promoție, care albume, la ce promoție v-ați gândi să fie așa echitabil, vorba aia, să fie bine pentru toată lumea? Că de săptămâna viitoare ne gândim să băgăm o promoție la albume și, hai să o facem împreună. Știi cum zic? Cât despre ce-am făcut aici, am mai băgat încă așa, una, două, trei invitații, ca să mai populez așa, încet, încet o să populez toată pagina asta frumos. Și pe landing page am pus bannerul ăsta. Așa, și dacă dai, vezi, și scrie aici frumos click. Te duce aici frumos pe invitații. Da, am menționat aici că-s gata asamblate, pentru că marea majoritate a celor care fac invitații nu ți le dau gata asamblate. Și apoi trebuie să te pui tu să le bagi în plicuri, în funcție de complexitatea lor, ai de lucru. Noi le dăm gata de predat și gata de invitat omul. Vine potop, a venit, deja aici furtuna, ceea ce înseamnă că s-ar putea să rămânem fără curent, din nou, s-ar putea, nu e o certitudine, dar statistic o să rămânem fără curent. Așa că mai bine
Mai bine în pace. Plecăm acum, că și așa nu mai... Nu a fost o zi așa de agitată. Au fost și după albume. Au plecat toate albumele de aici. Așa că așteptăm comenzi noi. O să ne ocupăm mâine de astea, de încă un album pentru... Da, o comandă. Și da, ne vedem mâine. Bine, ciao! Ciao!